Salut, sunt Mihai, iar astăzi vorbim despre Halloween! Halloween! Unde este guanga? Hai să prinde guanga! Cine este guanga? Toată lumea guanga! Halloween este o sărbătoare americană ce a fost importată și pare să prindă foarte bine și în România. Această sărbătoare a intrat de câțiva ani și în tradiția românilor, mai ales a tinerilor care noaptea de 31 octombrie merg la petrecere și se deghizează în fel și fel de personaje fictive și înfricoșătoare. Halloween-ul este sărbătoarea în care sunt vândute cele mai multe bomboane și este a doua sărbătoare după Crăciun ca volum al vânzărilor globale. În România, Halloween-ul se manifestă diferit. Eu sunt fantoma cu noc vână și cu nu. Ți-ai luat-o, a? Numai hu-hu-hu ți-o dat la ochi, a? Hai, pleacă de aici. Eu sunt fantoma cu noc vână și cu nu. Pleacă de aici ca să-l învinețăm și pe ăla. Na, acum ei învinețuți pe amândoi. La americani, Halloween-ul este un fel de Crăciun. Se umblă cu colindul. Mi-e dat sau nu mi-e dat? Ce vrei de la mine? Vrei bani? Vrei mașină? Ce vrei? Ce vrei, mă bat? Nu mă bate. Eu vreau numai bomboni, îmi dați? Tu, scopilul lui Dumnezeu, pleacă de aici că dezbag un par în gură, îți dansează fălcile. De Halloween ne mascăm în vrăjitori, zombii, vampiri și tot felul de personaje horror. În ce te maschezi de seară? Eu? În Codrin Bradea. Dar ce, ăla-i de speriat? Așa îl cheamă pe Satana, nu? Deci mă maschez în Satana. Tu în ce te maschezi? Eu mă maschez în tine. În mine? Păi de ce? Păi la ce față ai cu aia speri tot orașul? Ce ai zis, mă? Vino aici, burgam! Unii profită de Halloween pentru a face un ban cinstit. Am venit cu Halloween. Păi și ce vrei? Stai să încep și după aia zic, nu te mai hambăla așa. Ce să încep, mă? Bă, mă lași că deja mă și enervez. Ho, te las, te las, gata, nu te enerva. Așa, mă, fiate. Fiate, ai mâncat așa un zampara pentru matale. Am venit cu Halloween-ul. Hai, hai, bagații, aur cu plus aluminiu, hai, hai, bagații, aur cu plus aluminiu, hai, hai, bagații, vreau ca să-mi dai și ceasul, hai, hai, dă-le coa, că dacă nu îți par nasul și îți rup gura, că dacă nu îți par nasul, hai, hai, dă-le coa și îți rup gura. Îți rup gura. Și dacă mă enervez, hai, hai, joacă-te. La mață te explodez și sparg organele, îți dezlipesc prâncenele și-ți decupez urechile. Ai înțeles, mă? Am înțeles. Hai, bagă, bagă. Dacă pentru unii Halloween-ul este un motiv de petrecere, distracție și destrăbălare, pentru alții este momentul perfect de a ieși la agățat. Pisicuță, pis. Te-ai mascat în Maica Domnului? Ce? Dar tu cine mai ești? Eu sunt fantoma cu doi ochi învinețâți. Ce? Vrea să-ți învinețați și gura? Nu! Ce faci, Gogule? Ai agățat ceva, mă? Am agățat doi bumi în ochi și unul în gură. Tu ai agățat ceva? Dar cum? Trei picioare în cur și o palmă. Și într-o noapte de pomină, alături de fel și fel de personaje înfricoșătoare, e normal să o faci lată și să te îmbiți ca porcul. Iar când ești beat, ești cel mai tare. Mă, vă spart pe toți, băgamea. Ce ai, bă? Tu nu vezi că ai două muște după tine? Da? E bâză și bâza. Îți bodyguard în mine. Faci figuri, te-am băzuit. M-ai băzuit? Puța, bă, legar, du-te, dreacu, cu muștele tale. Și cam atât cu episodul special de Halloween. Urc video în fiecare vineri. Nu uita să bagi un like, să distribui și să te abonezi. Ne vedem data viitoare. Să fiți cu minți. Pa!